seara, domnilor și domnilor, sunt Diana Spărătoiu, începe jurnalul Gorj TV. O bătrână în vârstă de 75 de ani din Schela a fost violată de un bărbat din localitate. În vârstă de 37 de ani, omul a intrat peste femeia care era imobilizată la pat în noaptea de 23 spre 24 aprilie, după miezul nopții, și a violat-o pe bătrână. Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile. Bătrâna are nevoie de 8 zile de îngrijiri medicale. S-a reținut de organele de urmărire penală că în noaptea de 23 spre 24.04 2017, în jurul orelor 23.30, inculpatul Braia Vasile a pătruns fără drept în locuința persoanei vătămate, în vârstă de 75 de ani, din comuna Schela, sat Sâmbotin, județul Gorj, și profitând de faptul că este imobilizată la pat, a întreținut prin constrângere raport sexual cu aceasta. Victima a fost examinată medico-legal și s-a constatat că prezenta leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp dur comprimare cu mâna și a necesitat de la producere pentru vindecare 8-9 zile îngrijiri medicale. Este anchetă internă la poliția locală din Târgu Jiu din cauza unui cal care se plimba liber pe străzile din municipiu. Problema nu ar fi atât de gravă dacă pe lângă animalul lăsat nesupravegheat într-o zonă foarte circulată din municipiu, nu ar fi trecut chiar o mașină a poliției locale. Șefii instituției vor să afle cum au stat lucrurile și de ce polițiștii locali nu au avut nicio reacție atunci când au văzut calul liber pe stradă. Animalul a fost filmat într-o zonă aglomerată chiar în apropierea molului. Același cal a fost fotografiat câteva minute mai târziu de un alt internaut în alt cartier din oraș. Problema cailor care circulă liber pe străzi a fost pusă în discuție și în cadrul ședinței de Consiliul Local din această săptămână. Aleșii au ajuns la concluzia că cea mai bună soluție ar fi majorarea amenzii pentru proprietarii care vin să-și recupereze caii după ce animalele sunt găsite pe stradă de angajații edilitara. În prezent, amenda este de 100 de lei. La această sumă se adaugă 20 de lei în fiecare zi, bani care asigură hrana animalelor. După două proteste spontane, angajații de la Protecția Mediului și Garda de Mediu Gorj au organizat astăzi o grevă de avertisment timp de 2 ore. Angajații se plâng de salariile mici pe care le primesc după 10 de ani de muncă. Oamenii avertizează că săptămâna viitoare vor intra în grevă generală. Ei consideră că sunt discriminați printre funcționarii publici pentru că lefurile lor nu au fost majorate odată cu cele ale colegilor de la stat. Am primit doar promisiuni și atât. Până unde vezi? Scrie, vreți salarii decente. Ce înseamnă salarii? Ce înseamnă decent? Îmi pare rău că nu avem și fluturașii, dar îi putem lua din birou să-i vedeți. Să vedeți după 20 de ani de muncă, după 25, 26, 27 de ani de muncă, avem salariul 2000 de lei, 2200. Deci nu se poate așa ceva. Deci nu se mai poate. Am ajuns la limita supraviețuirii. Adică este deja a doua grevă de avertisment. Nu. Este prima oară când facem grevă de avertisment. A fost protest spontan atunci când ne-am alăturat colegilor de la APM. Mirea este legată de salariile pe care noi le primim. Avem o vechime destul de mare, suntem prag de pensii, de exemplu, și responsabilitatea este cât se poate și salariile sunt foarte mici. Spuneți-ne de cât timp lucrați? Lucrez din 1990, am salariul de 2200. În prima zi de muncă în biroul de prefect, Ciprian Florescu a vrut să-și cunoască mai bine noii colegi. A organizat în această dimineață o ședință la care i-a convocat pe toți șefii din instituția prefectului. Recent, un prefect, Florescu, a declarat că vor fi schimbări în prefectură, însă nu a dezvăluit prea multe din planurile pe care le are. În primă fază, Ciprian Florescu vrea să se familiarizeze cu noii săi colegi. I-a chemat pe toți angajații din prefectură la o ședință în această dimineață. E o perioadă care sper eu să fie cât mai scurtă, în care am obligația și, bineînțeles, trebuie să respect acest lucru, de a mă familiariza cu instituția. Tocmai de aceea astăzi am stabilit o întâlnire cu noii mei colegi.
O întâlnire în care să trasăm, dacă vreți, principalele linii în ceea ce privește colaborarea noastră pe viitor. Noul prefect s-a ferit să spună dacă va face schimbări în instituție sau în cabinetul său. Cert este că vor fi evaluări ale personalului și nu este exclus să apară și modificări în organigrama prefecturii. Sigur că există și alte chestiuni punctuale care au apărut deja în această primă zi. Vom fi foarte atenți să le rezolvăm pe toate și să facem în așa fel încât activitatea să nu aibă de suferit ca urmare a acestei modificări. De altfel, am convingerea că noi, mei colegi, au suficientă experiență și disponibilitate de a asigura continuitate în ceea ce privește activitatea, până când, sigur, voi intra în contact și cu documentația și cu actele, documentele care vor ajunge pe biroul meu. În rest, e tot o zi de muncă, este aproape același lucru pe care l-am făcut și până în prezent. Sperăm că lucrurile vor merge bine. Până joia trecută, Ciprian Florescu a fost vicepreședinte al Consiliului Județean. Recunoaște că din reflex era să ajungă în fostul său birou să-și bea cafeaua de dimineață. Să organizeze ca la carte alegerile parțiale din iunie și să ducă la bun sfârșit toate lucrările finanțate cu bani de la guvern sau fonduri europene și care trebuie să fie gata în acest an. Acestea sunt doar câteva dintre obiectivele lui Ciprian Florescu din noua postură. Florescu se așteaptă să aibă și susținere de la guvern pentru rezolvarea problemei de la Turcinești apărută după ce podul s-a surpat. Prima probă prin care va trece noul prefect este organizarea alegerilor parțiale. Acestea sunt programate pe 11 iunie la Târgu Jiu și Drăguțești. Un umăr important va fi cel al lui Sorin Arjoca. Subprefectul va fi lângă Ciprian Florescu până când acesta va intra în pâine. Trebuie să ne pregătim foarte bine. Așteptăm calendarul acestei organizări de alegeri parțiale. În momentul în care îl vom avea, vom ști exact ce avem de făcut pas cu pas. Alături de mine este și subprefectul instituției și el are experiență în ceea ce privește organizarea tururilor de scrutin. N-am nicio îndoială că lucrurile se vor desfășura așa cum trebuie și vom îndepărta, zic eu, 100% îndoieli în ceea ce privește organizarea și desfășurarea alegerilor. Pe lângă organizarea alegerilor, noul prefect va urmări cu atenție și cum decurg lucrurile pe șantierele din județul Gorj. Finalizarea drumului național 66, care a tocat nervii șoferilor din întreaga țară aproape un deceniu, centura ocolitoare care trebuie să fie gata până la sfârșitul acestui an, sau consolidarea podului de peste Jiu la Turcinești. Acestea sunt doar câteva dintre obiectivele pe care Florescu le va avea în vedere. Obiectivele pe următoarele luni, v-am auzit vorbind despre finalizarea drumului național 66, avem această problemă la Turcinești, ce v-ați propus? Sigur, când vorbim de obiective pentru acest mandat, e puțin nepotrivit pentru că ele au fost preluate din mers, dacă mi-e permis să vorbesc așa. Ele nu așteaptă să-mi fac eu planuri, vin peste mine, peste instituția prefectului și trebuie să le tratăm ca atare. Sigur, și podul de la Turcinești este o problemă pe care s-ar putea să o rezolvăm foarte repede. Avem promisiuni că că vom beneficia de susținere și de sus de la guvern. Deja noul prefect a primit primele mesaje de la gorjeni. Cei mai mulți dintre cei care au solicitat soluții sunt localnicii din Turcinești. Oamenii vor să fie rezolvată problema podului cât mai repede. Politica scoate la iveală caracterul omului, iar asta s-a demonstrat și seara trecută la Gorj TV în cadrul emisiunii În numele adevărului. Consilierii locali Eduard Lădaru și Eduard Berca s-au întrecut în acuzații la adresa adversarului politic, aruncându-și cuvinte grele. Nu au lipsit acuzațiile de blat, ori afaceri cu socialdemocrații sau jignirile. Spiritele s-au încins pe marginea noilor reguli care au fost impuse prin hotărâre de Consiliul Local pentru parcurile din Târgu Jiu care găzduiesc operele lui Constantin Brâncuș. După ce consilierii au decis majorarea amenzii pentru cei care vandalizează monumentele ori interzicerea accesului cu bicicletele ori cu animalele de companie, cei doi consilieri invitați în studioul Gorj TV și-au reproșat că fac jocurile Partidului Social Democrat. Domnul Berca, dumneavoastră mințiți foarte mult. Dumneavoastră ați votat proiectul cu 200% mai multe proiecte de hotărâre
inițiate de PSD decât mine. Nu mai mințiți populația. Ați votat dumneavoastră sunteți un mincinos. Sunteți un mincinos pentru că dumneavoastră votați, ați votat cu două mincinos, pentru că ați votat cu 200%. V-a rugat să păstrăm un nivel al discuției mai mai multe proiecte de hotărâre propuse de PSD decât am spus eu. Așa cum am spus, așa sunteți. Eduard Lădaru și Eduard Berca au mers mai departe cu acuzațiile. După ce Lădaru l-a acuzat pe interlocutorul său că este mincinos, liberalul Eduard Berca i-a atras atenția lui Lădaru că l-a evaluat pe Doru Strâmbulescu de la Centrul Brâncuș cu nota 10, însă îi contestă abilitățile de manager. Exact așa sunteți, categoric da. Acum, de față cu noi? Așa sunteți. Spuneți, dați-mi un exemplu. Așa sunteți. Dă-mi un exemplu. Votați, ați votat 90% din proiectele de hotărâre de Consiliul Local inițiate de PSD, spre deosebire de mine. Dă-mi un exemplu. Exemplu, toate 90% proiectele de hotărâre de Consiliul Local. Dă-mi un exemplu. Nu mai râdeți penibil așa, nu mai râdeți atât de penibil, domnul Berca, nu mai fiți penibil. Dumneavoastră sunteți cu PSD-ul. Sunteți cu PSD-ul, vă trimite PSD-ul niște mașini pe aici, pe acolo și așa mai departe. Pentru că vă manifestați frustrările. Vreau să le manifestați. Vreau să le manifestați. Nu mai spuneți care e cu PSD-ul. Exact. Contextul în care, da, repet, dovadă. Acum vine și îl contestă pe Doru Strâmbulescu după ce a votat. Nu contest. Bineînțeles că îl contest. Bineînțeles că îl contest. Bineînțeles că îl contest pe Doru Strâmbulescu. Am nicio așteptare de la Doru Strâmbulescu. Conflictul nu s-a oprit aici, însă Lădaru, chiar dacă a susținut raportul de evaluare a directorului de la Centrul Brâncuș, s-a contrazis. În realitate crede că pălăria este prea mare pentru Strâmbulescu. Păi să se ocupe cine acestui ansamblu? Păi, centrul acesta, domnul Strâmbulescu, care a făcut referatul ăla cu 2 metri într-o parte, 7 într-o parte și așa mai departe, n-are cum să se ocupe domnul Strâmbulescu. Acum să fim serioși, nu se pot ocupa. Ei acolo la Centrul Brâncuș n-au făcut absolut nimic, dar absolut nimic. Acum să vin să spun că am așteptări ca aceștia să facă, trebuie să fiu, eu v-am spus și nu am un discurs destul de sincer față de electorat. Eu nu pot să am așteptări la Centrul Brâncuș de vreme ce n-am făcut nimic până acum. Dar ați votat evaluarea lui Doru Strâmbulescu cu 10. Am votat evaluarea lui Doru Strâmbulescu, cum am votat și evaluarea lui, pentru că a fost făcută evaluarea. Nu, ați însușit raportul. Mi-am însușit raportul de evaluare, da. Deci, practic, ați apreciat pe Doru Strâmbulescu cu 10. Acum spuneți că nu face nimic. La fel ca și raportul de evaluare. Acum spuneți că nu face nimic. La fel ca și raportul de evaluare. Eu discut de raportul lui Doru Strâmbulescu. Cei doi au continuat cu acuzațiile până la finalul emisiunii. Lădarul a acuzat pe Berca de faptul că ar avea relații contractuale cu PSD, însă nu a oferit și argumente, motivând că nu a venit pregătit la emisiune. Ce credeți? Să realizezi. Să realizați ce? Dacă ai... Da. Cum se spun? Da. Discernământ. Da. Am discernământ. Cum să n-am discernământ? Serios. Am discernământ. Dumneavoastră votați în prostie proiectele de hotărâre de Consiliul Local și îmi spuneți mie de fapt care e cu PSD-ul, care nu e cu PSD-ul. Păi nu vă este rușine? Hai să vedem câte proiecte am votat eu pe ale PSD-ului și câte ați votat dumneavoastră. Păi dumneavoastră să aveți relații cu PSD-ul foarte, foarte importante. Relații comerciale cu oamenii ai PSD-ului. Care din ei? Relații comerciale cu oamenii ai PSD-ului. O să vi le scot pe toate. Nu spune-le, eu sunt. O să vi le scot pe toate. Aici decis să te lasă spui ce vrei. O să vi le scoți pe toate. Dați-mi-le pe aici. O să vi le scot pe toate. Păi de ce nu le dați acum? Păi nu le dau acum pentru că n-am venit pregătit. Că dumneavoastră veniți cu tot. Păi dar le știți, nu? Da. Le știți? Da. Păi spuneți, domne, că aveți gură. Da, o să le vedeți spuneți pe toate. Că aveți gură. O să le vedeți pe toate. Și păi o să vedeți să le văd. Până acum, nu mai mă lăsa să legăturile dumneavoastră cu PSD-ul. Dumneavoastră nu spuneți mie cine e cu PSD-ul, când ați votat în prostie proiectele de Consiliul Local. Nu mă mai lăsa să mă. Acum mă luați pe mine. Păi eu nu vreau să votați mereu împotriva cetățenilor. Ați votat împotriva cetățenilor din municipiul Târgu Jiu când s-a propus proiectul de hotărâre pentru spital. Pentru că te erigezi într-un model de politician. Mă erigez într-un model de politician, da. Și vii și jignești oamenii, în mod gratuit. Care a stat degeaba în Consiliul Local. Sunt, da, sunt, chiar sunt. Și faci, mai că nu faci spume la gură pe aici. Nu, dumneavoastră face spume la gură. Uitați-vă la dumneavoastră. Păi uitați-vă la dumneavoastră. Consilierii au fost calmați cu greu de moderator aproape de finalul emisiunii. Socialdemocrații au stabilit doi șefi de campanie pentru alegerile parțiale din luna iunie. Cosmin Popescu se va asigura de bunul mers al lucrurilor pentru primăria Târgu Jiu, în timp ce Gheorghe Milosteanu va urmări îndeaproape desfășurarea evenimentelor electorale de la Drăguțești. În decembrie anul trecut, Cosmin Popescu a coordonat campania electorală pentru alegerile parlamentare alături de Ciprian Florescu. Ciprian Florescu a demisionat din conducerea Partidului Social-Democrat Gorj pentru a deveni funcționar public, apoi instalat în funcția de prefect, astfel că el nu mai poate pune umărul la campania electorală pentru alegerile parțiale din iunie. Social-democrații s-au reorientat rapid. Au fost stabiliți și șefii de campanie, directorii de campanie, în cele două localități, acolo unde vor fi organizate alegeri. La Târgu Jiu, campania va fi coordonată de către domnul Cosmin Popescu, vicepreședintele
organizației județene, de asemenea președintele Consiliului Județean Gorj, iar la Drăguțeiș campania va fi coordonată de către domnul Gheorghe Miloseanu, secretarul general executiv al organizației noastre. În ceea ce privește postul lăsat liber de Ciprian Florescu în conducerea Consiliului Județean, acesta va fi ocupat în urma unui comitet executiv al partidului. Cei aproape 100 de membri vor veni la Târgu Jiu să-și voteze favoritul. Votul va fi secret. Sunt discuții purtate la nivelul conducerii partidului nostru ca un comitet executiv județean să se țină după data de 1 mai în cadrul comitetului executiv, pe lângă subiectele care țin de natură organizatorică, ținând cont de alegerile parțiale, se va supune la vot și o candidatură pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj. Votul va fi secret, iar candidaturile se pot depune cu o zi înainte de Comitetul Executiv al PSD Gorj. Până acum nimeni nu a depus o candidatură. Cel mai important lucru este că doar consilierii județeni de la PSD se pot înscrie în această competiție. Dumitru Fârță este următorul pe lista PSD. El va deveni consilier județean de săptămâna viitoare. Fârță este directorul Liceului Tehnologic din Rovinari. Vorbele par să fi rămas doar vorbe în cazul Muzeului Național Constantin Brâncuș. Nimic nu s-a concretizat, iar oficialii guvernului încă mai bâșbâie. Nu au stabilit nici până acum unde va fi înființat muzeul. Ministerul Culturii are două variante. A promis din nou că în câteva zile va anunța care este locația cea mai potrivită pentru această investiție. A trecut mai bine de un an de când guvernanții au adoptat o lege care prevede construirea acestui muzeu. Legat de înființarea Muzeului Constantin Brâncuș, care este prevăzut prin lege, deci este o obligație pe care Parlamentul a dat-o Ministerului Culturii, am vizitat astăzi câteva locuri unde ar putea să se înființeze acest muzeu și în câteva zile voi anunța locul unde va fi găzduit Muzeul Constantin Brâncuș. Nu au trecut doar câteva zile de la această promisiune, ci mai bine de o lună. Ministrul Culturii a promis la Târgu Jiu că va anunța locația în care va fi înființat Muzeul Național Constantin Brâncuș. Nici până acum nu a fost luată vreo decizie. Așteptăm, cred că săptămâna aceasta, din ce am discutat la Ministerul Culturii cu domnul ministru, va spune clar, cred că Casa Gănescu va fi locația aleasă pentru Muzeul Constantin Brâncuș. Proiectul pentru înființarea Muzeului de Artă Constantin Brâncuș a fost adoptat de guvern anul trecut. De atunci, autoritățile de la Târgu Jiu au înaintat Ministerului Culturii două propuneri unde ar putea deschide muzeul. Nu avea o evaluare finală pe cele două locații, tehnică vorbind, și săptămâna aceasta a promis că va da un răspuns, așa cum a promis în vizita pe care a făcut-o la Târgu Jiu, care va fi locația aleasă. Potrivit unor surse, celor din minister nu le surâde ideea înființării muzeului din Parcul Central, unde a fost o vilă de protocol a regimului comunist, acesta fiind chiar regimul care a refuzat donația lui Brâncuș. Pentru a nu se umple de penibel, această variantă ar putea fi exclusă din start. În prezent, în Gorj există doar o casă muzeu unde a locuit Constantin Brâncuș. Colecția muzeului cuprinde fotografii, albume, documente, cărți, scrisori care reflectă momente din viața și activitatea lui Constantin Brâncuș. Este prezentat mobilier original de interior țărănesc de la începutul secolului al XX-lea. Tânărul care a înjunghiat un adolescent într-un club din Novaci a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor. Primul termen a fost în această săptămână, iar procesul a fost amânat până la data de 18 mai. Tânărul de 19 ani se află după gratii de aproape 3 luni. Conflictul a izbucnit spontan într-o discotecă din orașul Novaci, iar 10 de persoane au fost audiate și reținute pentru 24 de ore.
Gheorghe Boris este în arest de la începutul lunii februarie după ce a înjunghiat un adolescent de 17 ani într-un club din Novaci. În acest dosar, polițiștii au mai reținut pentru 24 de ore alte 10 persoane implicate în scandal. Acestea din urmă au fost plasate sub control judiciar. În ceea ce îl privește pe tânărul în vârstă de 19 ani acuzat de tentativă de omor, acesta va rămâne după gratii. Rudele romilor se apără susținând că au fost provocați, iar ei doar s-au apărat. Înainte de a fi reținute cele 10 persoane, acestea au explicat că au fost provocate de alți tineri din club și s-au trezit cu sticle sparte în cap și lovituri din senin. Adolescentul de 17 ani a ajuns la spital mai mult mort decât viu. El nici nu fusese implicat în scandal. A fost lovit în învălmășeala iscată în club în timp ce se afla pe o canapea. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă scenele deosebit de violente care au avut loc în discoteca din orașul Novaci. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul agresor ar putea rămâne ani buni după gratii. Cartierul de vile de pe strada Alea Mehedinți din Târgu Jiu s-a umplut din nou de gunoaie. Deși autoritățile locale au igienizat zona în mai puțin de o lună, terenurile s-au umplut iarăși cu deșeuri. Localnicii din zonă spun că vinovați sunt romii din cartierele învecinate care vin noaptea cu căruțele și aruncă gunoaiele acolo. Polițiștii locali au patrulat prin zonă și au dat și amenzi. Chiar și așa, făptașii nu se lasă intimidați. Reprezentanții municipalității nu mai au soluții și spun că îi vor sancționa pe proprietari pentru că nu își îngrădesc terenurile. Amenziile pornesc de la 2500 de lei. Materiale textile, plastice, materiale de construcții, electronice, toate sunt aruncate la voia întâmplării în spatele vilelor situate în cartierul Mehedinți din Târgu Jiu. Asta deși luna trecută autoritățile locale au igienizat zona și au ridicat tonele de gunoaie aruncate la voia întâmplării. Localnicii din zonă spun că s-au săturat să stea cu mormanele de gunoaie în apropierea caselor, mai ales că vara miros îngrozitor, însă nu pot face nimic. Oamenii spun că nici reprezentanții municipalității nu și-au făcut bine treaba pentru că, spun ei, nu au ecologizat toată zona. Nu putem ca să dăm și noi drumul la vite, ca să mănânce. Uite ce mizerie este de oamenii ăștia. Tot fiecare, uite, aduce păfurii seara și le aruncă și pleacă. Dar îi vedeți când vin seara? Nu-i vedem, nu-i văd că nu stau aici. Eu stau la stradă, în barieră. Dar e normal să vină să arunce aici pe cap. Păi, dar nu este corect, nu este, să știi. S-au strâns gunoile astea odată? Acum câteva luni s-au strâns? S-a adunat, uite, până aici, așa. Unii câini aia, din coașe nu s-a luat deloc. Au luat doar un pic și au plecat. Ăștia de la primărie. Deci doar acolo în față au făcut curățenie, aici nu? Atâta că a zis oamenii cu găjile pe gurea în coa, nimica. Se aruncă de zi cu zi. Păi se aruncă, uitați, acolo s-a aruncat acum. S-a aruncat. Proaspăt aduse. Proaspăt aduse. Păi ce să le faci? De ei bătaie cu ei nu-i poți. Tot da. Câmpul e plin de tot, începând de acolo de la căsările până acolo jos, tot. Da, tot. Vedeți care aruncă, nu știu, păi noi văd, că tocmai că am făcut și noi drumul ăsta pe aici, că am zis că să avem și noi ieșire în jos. Păi și pe drumul ăsta mi-l lasă pe așa mă încertă, păi și aici am poarta asta, unii ies iar. Și cum ieșiți pe aici, că sunt gunoaie, treceți peste ele? Pe gunoaie ies, pe aici, pe gunoaie. Am întins, am plătit și noi buldozer să facem curățenie și pe aici am întins. Și degeaba. Dar n-au mai fost strânse? Strânsă n-am mai fost, mai adunat așa cu sacul. Și au adunat ăștia care sunt la ajutorul social. Au adunat o parte. Da. Polițiștii locali spun că au supravegheat zona și au aplicat și amenzi pentru aruncarea gunoaielor pe strada Aleea Mehedinții din municipiu. Conform rapoartelor de activitate întocmite de polițiștii locali pe Alea Mehedinți au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale în temeiul dispozițiilor legale, în valoare totală de 350 de lei. Poliția locală a municipiului Târgu Jiu a intensificat acțiunile de patrulare în zona respectivă, conform planului de ordine și siguranță publică al municipiului. Toate zonele rămân în continuare în atenția echipajelor din cadrul instituției și pe această cale facem un apel către cetățeni să nu mai depoziteze necontrolat deșeuri menajere. Reprezentanții municipalității consideră că singura soluție pentru a-i împiedica pe romi să arunce gunoaie în zonă este să identifice pe proprietarii terenurilor și să-i oblige să le îngrădească. În caz contrar, vor fi amendați. De data aceasta o să identificăm și proprietarii acelor terenuri. Și îi vom amenda pentru faptul că nu și le împrejmuiesc. Dacă ar fi împrejmuite, nu s-ar mai putea arunca deșeuri. De altfel, așa se precizează și în lege. Depinde. Sunt amenzi stabilite și prin Consiliul Local care au un cuantum foarte mic, dar sunt amenzi prevăzute în legea mediului,
care pleacă de la 25 de milioane în sus. Și comisarii gărzii de mediu Gorj spun că nu știu ce măsuri să mai ia în această situație și se gândesc să demareze mai multe acțiuni de conștientizare și de educare în rândul romilor. Tot mai mulți pacienți cu afecțiuni cronice duc o luptă nedreaptă cu sistemul, au acces greu la medicamentele care le pot prelungi viața, iar semnalele de alarmă vin din toate zonele țării. Lipsa medicamentelor are două cauze, exportul lor sau retragerea de pe piața din țara noastră. Problema a fost dezbătută în cadrul evenimentului Săptămâna Pacienților, unde au fost expuse principalele greutăți pe care sunt nevoiți să le înfrunte, chiar și cu puterile slăbite, bolnavii din județul Gorj. Evenimentul Săptămâna Pacienților a fost organizat în premieră în județul Gorj. Cea mai mare problemă a pacienților este lipsa medicamentelor de care au nevoie. Suntem cu bariere în care accesul la îngrijire de sănătate, indiferent dacă este din cauza că acesta nu există, nu se potrivește nevoilor lor sau nu și le permite. De aceea, statele Uniunii Europene s-au angajat că până în 2030 să atingă acoperirea universală la îngrijire de sănătate pentru toți. De aceea, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România încearcă să se plieze pe acest deziderat și împreună pacienți, autorități, medici, instituții ale statului să ajungem până la urmă la acest deziderat, accesibilitate pentru fiecare pacient în parte. Daniel Andrei și-a dedicat ultimii ani cauzei pacienților hemofilici, după ce chiar fratele său a fost diagnosticat cu această boală. În urmă cu, o să vedeți acolo material, în urmă cu 14 ani, fratele meu i s-a spus că nu mai are nicio șansă, a trebuit să vină o echipă din Germania, o echipă medicală, chirurg, anesteziști și așa mai departe, plus cantitatea de tratament. Ne aflăm la 14 ani, acum când avem un buget pentru prima dată pe programul de hemofilie, și aici este domnul președinte, o să avem și datele, pentru prima dată s-a mărit de 3 ori anul acesta. Acum asigur că provocarea este cum să aibă fiecare pacient accesul la medicamente, pentru că dacă avem bani, ar trebui în mod normal să ajungă și la ei. Lucrurile sigur s-au schimbat și siguranța se vor schimba. Medicul Ana Băleanu a explicat că bolnavii cu afecțiuni cronice se lovesc de această problemă, însă legislația ar mai putea suferi mici modificări pentru ca pacienții să nu sufere mai mult. Programele de sănătate pentru afecțiunile cronice considerăm că sunt destul de bine puse la punct, există loc și pentru mai bine, pot fi perfectibile, dar problemele, considerând că sunt foarte mult de probleme, țin foarte mult probleme legislative și administrative. Casa Națională de Sănătate împreună cu Ministerul Sănătății au eliminat o procedură destul de greoaie. Mai mulți pacienți puteau avea acces la un anumit tip de medicamente doar dacă aveau girul unei comisii de la CAS. Că timpul de așteptare se mărea, pacientul nu putea să aibă imediat acces la tratamentul de care avea nevoie. Începând cu 1 martie, această procedură s-a anulat. Prescripția se face direct de către medicul de specialitate cu respectarea protocolelor terapeutice, fără a mai fi nevoie de intervenția casei județene sau a casei naționale pe acest lanț. La evenimentul organizat astăzi la Târgu Jiu de către Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România au fost invitați și reprezentanții ai autorităților locale și județene pe lângă specialiști. Pentru ca toată lumea să înțeleagă exact ce înseamnă munca dumneavoastră, ce înseamnă zbaterile pentru a promova anumite chestiuni legate de actul medical în ceea ce vă privește. Fără ele, vă repet, munca dumneavoastră, din nefericire, nu este sortită unui succes de plin. Forumul Național al Asociațiilor de Pacienți a ajuns la cea de-a 8-a ediție și este cel mai mare eveniment care reunește peste 150 de asociații de pacienți din întreaga țară. Vor să investească la Târgu Jiu. O delegație din Kârgâzstan va fi prezentă zilele acestea în municipiul Târgu Jiu într-un schimb de experiență. Cel care se ocupă de grupul de străini este consilierul local Cristian Toader Pasti. Potrivit acestuia, străinii sunt interesați să deschidă la Târgu Jiu o fabrică de subansamble auto. De asemenea, afaceriștii din Kârgâzstan au semnat și un contract de colaborare cu primăria Târgu Jiu.
Grupul de 6 persoane a venit la Târgu Jiu pentru a vedea cum s-a dezvoltat țara noastră, Kârgâzstan fiind un stat aflat la nivelul României din anii 70-80. Aceștia vor fi prezenți timp de 2 zile în municipiu. Cel care se ocupă de coordonarea grupului este consilierul local Cristian Toader Pasti, care a precizat că afaceriștii au semnat și un contract de colaborare cu primăria. De ieri sunt în județul Gorj, am fost la primăria Târgu Jiu, am fost primiți foarte bine. Astăzi ne întoarcem să semnăm un parteneriat de colaborare. Am venit de la Consiliul Județean unde există toată deschiderea pentru aceste relații de colaborare. Ne interesează foarte tare drumul Mătăsii, noua rută comercială de care e interesată toată lumea. Noi am vrea ca ei să fie un cap de pod pentru noi în Asia Centrală, ei ar vrea ca noi să fim un cap de pod pentru ei în Europa. Afaceriștii din Kârgâzstan au planificată și o vizită la Târgu Cărbunești, acolo unde vor să viziteze centrul de recuperare pentru persoanele cu handicap. Ce le arătați aici? Au văzut ansamblu Brâncuș și sunt încântați de oraș, de curățenie, de frumusețea orașului, de partea de nord a județului. După primăria Târgu Jiu merg la Târgu Cărbunești să vadă, să se întâlnească cu primarul și să meargă la centrul de recuperare, care e un model pentru toată lumea și pentru ei sunt foarte interesați cum s-a rezolvat în problema în România oamenilor cu probleme cu dizabilități. Sunt extrem de interesați tot ceea ce înseamnă dezvoltare, ei fiind undeva la nivelul anilor 70-80 al României. De asemenea, aceștia au un plan să deschidă la Târgu Jiu o fabrică de subansamble auto. Odată cu această investiție vor fi create și alte câteva sute de locuri de muncă. Am vrea să facem aici o fabrică pentru asamblarea unor subansamble ca aceste produse, să zic, comune să meargă spre Europa. Deci sunt niște proiecte foarte clare, știm ce vrem unii, știm ce vrem alții. Deschidere este, județul nostru văd că este în plină dezvoltare. În perioada următoare, o delegație din România va merge în Kârgâzstan pentru a încheia noi parteneriate. Se vor profesori, însă au obținut note de 2 și 3 la limba și literatura română sau la matematică. Este vorba despre 8 gorjeni care aspiră la un post în învățământ. Aceștia au obținut rezultate dezastruoase la examenul de definitivat din acest an. În județul Gorj, din cei 180 de candidați prezenți la concurs, doar 32 au obținut nota 8, nota minimă pentru promovarea examenului. Sunt însă și viitori profesori care au luat nota 10. Aceștia vor preda educație fizică și sport. Săptămâna trecută, 180 de gorjeni care vor să devină profesori au susținut examenul de definitivat, care le dă posibilitatea de a deveni cadre didactice cu acte în regulă, însă 32 nu au reușit să obțină media 8 pentru a putea fi declarați promovați. 17 dintre aceștia au și depus contestații, nefiind mulțumiți de rezultat. Ieri s-au afișat rezultatele provizorii înregistrate la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2017. În județul Gorj, din cei 109 candidați care s-au prezentat la proba scrisă, 32 nu au obținut media 8 necesară promovării acestui examen. Ieri și astăzi, până la ora 14, la școala gimnazială Constantin Săvoiu, locul unde s-a desfășurat proba scrisă, au fost înregistrate 17 contestații. Rezultatele finale vor fi afișate în 30 aprilie. Au fost însă și candidați care au reușit să obțină media 10. Este vorba despre 2 viitori profesori de educație fizică și sport din Târgu Jiu și Motru. De cealaltă parte, mai mulți aspiranți la catedră au reușit performanța de a fi notați cu 3 și 4 la limba și literatura română și matematică. Este vorba despre Mihaela Romanescu, învățător la școala gimnazială Voievod Litovoi din Târgu Jiu și Oana Simona Vulpe, profesor la școala gimnazială Ion Grigoroiu din Lelești. Cele mai bune rezultate s-au înregistrat la disciplina educație fizică, unde 2 candidați au obținut media 10. Rezultate mai puțin onorante s-au obținut la psihopedagogie specială, unde 2 candidați au obținut medii între 2 și 3. De asemenea, medii între 3 și 4 au fost înregistrate la disciplina limba și literatura română, la disciplina mecanică, la educație fizică și la matematică. Rezultatele finale după contestații vor fi afișate duminică 30 aprilie. Validarea rezultatelor examenului prin ordin de ministru are ca termen limită data de 22 mai.
Pandurii s-au obișnuit cu tribunele goale de la reluarea campionatului. Galeria nu a mai fost alături de echipă, refuzând să mai meargă la meciuri. Suporterii au pus protestul lor pe seama revenirii lui Marin Condescu la cârma echipei de fotbal. Pandurii Târgu Jiu a jucat un nou meci cu stadionul gol. Doar câteva zeci de bilete se vând la fiecare partidă disputată de gorjeni. Antrenorul Flaviu Stoican a mărturisit că s-a obișnuit cu stadionul gol. Este ceva că, la care sau de care suntem la care ne-am obișnuit. Sunt până la urmă fotbalul, dacă îl joci spectaculos, oamenii ușor vin să te încurajeze. Dacă este un fotbal doar de uzură, atunci este normal ceea ce se întâmplă. Suporterii urmăresc meciurile mai mult la televizor de la reluarea campionatului. Ei sunt revoltați că a revenit la Pandurii Marin Condescu. Au vrut să tragă un semnal de alarmă și protestează prin absența de la meciuri. Oficialii clubului au încercat să premieze suporterii cu invitații la meci, însă nici așa nu au atras microbiștii la Severin. Jurnalul Gorj TV a ajuns la final. Sunt Diana Speretoiu. Vă mulțumesc pentru atenție. De la ora 21, Alin Ion vă așteaptă la emisiunea Numele Adevărului. Invitata din această seară este Maria Udroiu, șefa serviciului de prestații din cadrul Casei de Pensii Gorj. Noi ne revedem cu noi informații mâine de la ora 18. Să aveți o seară frumoasă!